Este oficial prima țară europeană în care nu va fi posibilă intrarea într-o fabrică, birou sau în oricare alt loc de muncă fără un permis verde valid, este Italia. Certificatul verde este obligatoriu în Italia începând de vineri 15 octombrie 2021 pentru toți angajații publici și privați. Încălcarea acestei prevederi poate duce la amenzi până la 1000 de euro. Românii nu ar fi de acord ca această măsură să fie implementată și la noi în țară. Mi se pare că e o măsură excesivă. Deci este dreptul fiecăruia să hotărască ce face, iar certificatul verde vine ca o obligație și o știrbire a drepturilor omului. Mi se pare excesivă măsura în coază, vă spun. Deci nu ați fi de acord, nu? Da, ei au dreptul ăsta. Ei merg cu certificat verde. Asta aș vrea să apuc și eu. Să-i văd și pe ei că umblă cu certificatul nostru. Adică ei se poate îmbârliga acolo 5.000 de ei și noi ca proști trebuie să se suportăm toate mizeriile lor. Să ducă dracul toți la guvernare, în frunte col de sus, toți, unul să nu rămână. Prin această decizie se așteaptă să crească în următoarea perioadă procentul de vaccinare în peninsulă. Trebuie să revenim la normalitate cu reluarea activităților în prezență. Am decis să introducem permisul verde pentru că este un instrument care funcționează, acceptat de oameni și monitorizat. E ca nebunii toți. Îți nebuni de aia. Noi să ne vaccinăm și murim și vaccinați și așa și așa. De ce? Să moară ei de dracu, nu noi. Deci n-ați fi de acord? Nu de acord cu nimic. Nu poți zice, am avut două mortalități la Moldova, în Iași, și n-am putut să mă duc să văd pe cumnatul meu și nepotul meu acolo. Pentru ce? Că n-am avut vaccinul făcut. Că te treabă una și alta. Așa nu-i normal, domnul. Aia. Și i-am mormântat, nici nu i-am văzut când i-am mormântat. Așa dusesc toți și ăștia după ei. Că facem vaccin. Păi fac vaccin, dar te bolnăvești și mori. Angajații care nu vor avea asupra lor în momentul venirii la serviciu nu vor fi lăsați să intre și vor fi considerați absenți nejustificați. Se explică normale de aplicare ale decretului. Încălcarea obligației de a deține certificatul se pedepsește cu o amendă cuprinsă între 400 și 1000 de euro și poate fi majorată în cazul falsificării documentului. În acest caz se declanșează automat un dosar penal.